și dragile noastre, să înțeleg că astăzi aveți o mare sărbătoare în familie. Da, mama. Sărbătorim această frumoasă femeie, care este mama acestor copilași minunați. Câți copii are, doamnă Tatiana? Doi, mă fac și un băiet. Iată. Mai am, adică cum, doi, trei am. Dacă ne mai gândim, îi mai găsim, așa? Tot ea, crescut așa de sens. Doamnă Tatiana, astăzi sunteți femeia principală a acestei zile. Astăzi v-ați născut dumneavoastră, iar datorită dumneavoastră au apărut și puișorii ăștia pe lumea. Știm că și această frumoasă domniță, da? A fost nu de mult și ea omagiată, da? Da. Așa că vă unim toate gândurile frumoase pentru voi astăzi, ambele. Cred că mama cu siguranță se împarte cu ziua ei și cu Adriana, da? Și din toată inima vrem să vă felicităm cu această zi frumoasă, cu aceste zile minunate în care voi ați strălucit ca niște stele. Iar, Adriana, cel mai bine este fericită toți în toată ziua. Dar astăzi este despre Tatiana, despre acest om cu inimă mare, care am venit cu drag să-i spunem un mare, mare, la mulți ani, toți cu sănătate, cu voie bună și cel mai important astăzi ce prețuim este pacea. La mulți ani! Din toată inima, primiți cele mai calde și sincere felicitări! Mulțumesc! Vom să vă întrebăm, ia să vedem ce spune inima voastră. Cine ne-a trimis la casa voastră să vă felicităm? Sora mea! Așa! Dar cum așa te-ai gândit la ea deodată? E cei mai mare! Și aici avem un tort. Și un tort tare special. Primiți-l! Și am să vedeți, aici este o carte și pe fiecare carte este câte o jumătate. Jumătate a cui e? Adriana. Hai să citim, doamna Tatiana. La mulți ani, Adriana, 23 de ani, din partea Cătălinii. La mulți ani, Tatiana, 46, din partea surorii Ala. Iacă-te! Iacă! Ele sunt două fete și două surori, da? Și ne bucurăm că între voi este o legătură atât de frumoasă și atât de minunată. Acum vă luăm, dar nu cu totul. Așa, să dăm la ajutoare. Iar acolo este o floare, o orhidee pentru doamna Tatiana. Scumpele noastre, la mulți, mulți ani. Surioara este departe, dar spune că sunteți scumpă și dragă pentru ea. Vă dorește de fiecare dată să primiți la poartă doar oameni care vă aduc bunătate. Că doar așa putem răspândi binele în lume. La mulți, mulți ani și când vă mai întâlniți, să stați toți grămăjoară, așa, surioarele și fetițele lor, da? Și pe lângă toate darurile astea frumoase, v-au scris și câteva rândurile. Și uite, ele sună cam așa. Draga mea, surioară și scumpă mătușă, de ziua ta de naștere primește cele mai sincere felicitări și urări. Fie ca deasupra ta să strălucească stelele, natura să-ți zâmbească, soarele să-ți lumineze ziua, dis de dimineață. Îți doresc, dragă surioară, ca în viața ta să nu existe zile grele, toate lucrurile să meargă bine. În tot ceea ce vrei să începi să se termine cu rezultate mărețe. Viața e ca un vis, uneori frumos, alteori umbrit de norii tristeții. Ca o scânteie, an de an strângem și totuși fărâma din viață e sfârșit, pentru că, cum ne-a spus Domnul Iisus, cine crede în mine are viață veșnică. Fii binecuvântată și la mulți ani, Tatiana! La mulți ani, Adriana! Ce pot să-ți doresc mai mult decât deja ți-a pregătit Dumnezeu pentru viața ta? Dar știu că tot ce a pregătit pentru tine este în spatele oricărui lucru și să află dragostea sa. Fii binecuvântată, El să-ți călăuzească pașii și să-ți îndeplinească dorințele. Cu drag, verișoara ta, Cătălina! La mulți ani, fetele! Fete frumoase! De la alte fete frumoase care tare vă iubesc, vă admiră și vor să vă vadă fericite și de ziua voastră, dar și în fiecare zi. Mulțumim! Doamna Tatiana, să vă rog un mesaj pentru surioară.
Dragă și scumpa mea sorioară, îți mulțumesc mult și te așteptăm acasă. Și Adriana pentru Cătălina? Mulțumesc foarte frumos pentru surpriza, că nu m-am așteptat, așteptam pe mama, dar nu pe mine, dar oricum a fost plăcut, mulțumesc. Ia îmi spune, ce cadou ai mai primit tu de ziua ta? Eu? Da. De ziua mea tot, adică primul meu cadou care a fost pe 27 a fost viața pe care mi-a dat-o mama. Așa. Restul care l-am primit a fost de la viitorul meu soț. Așa. Mi-a făcut o surpriză foarte frumoasă împreună cu socrii mei. Asta a fost cel mai frumos, împreună cu mama mea s-a pregătit. Mi-a făcut ziua mea foarte frumos, mi-a pregătit dulciuri, tortul foarte frumos. Și cererea în căsătorie. Asta voiam să aud! Te-ai discus aici, te-ai discus! Da, a fost făcută cererea în căsătorie, deci voi deveni mireasă în curând. Deci, de ziua ta, cum ai spus tu, cândva... Cu 20 ceva de ani în urmă, în această zi frumoasă, mama ți-a dat viață. Dar voi, împreună cu viitorul soț, în această zi, ați hotărât să dați naștere unei familii, unei relații frumoase. Iar asta ne bucură, că este o zi binecuvântată, este o zi măreață și de fiecare dată creatoare. La mulți, mulți ani și tot așa să o țineți în continuare. Mulțumim. De ziua ta să faceți lucruri mărețe. Și da, fiecare zi este specială. Dar de ziua de naștere atunci se adună parcă mai multă lume în jurul nostru și putem crea frumos. Așa că noi ne bucurăm pentru voi și să o țineți tot așa, că văd că aveți împrejurul vostru oameni care așa tare vă iubesc și țin la voi. Cu siguranță au pentru ce. Să ataci loc în cer. Asta tot și doresc. Asta e cea mai mare dorință pentru copil, ca să fie alături tot timpul viață. Tot parcursul vieții alături de mama și să fim alături amândoi în cer. Asta e cel mai frumos vis care ar trebui să aibă orice copil lângă mama. Așa să fie. Întotdeauna să le ții așa fetele astea lângă tine. Da, viața e lungă și frumoasă, uneori ne duce departe, dar de fiecare dată aici te vor aștepta mâini gata să te cuprindă, inimă gata să te înțeleagă și ochi care mereu te vor privi doar cu dragoste. Da. La mulți, mulți ani, ești un norocos! Le doresc tot ce bine, să fie fericit tot viața și Domnul să binecuvânteze. Iulia, я могу не рассказать? Хорошо. Я желаю всего самого наилучшего успеха, женского счастья, чтобы дети были здоровы и слушались оба. Да, чтобы... всегда сопровождала Божье благословение по всему жизненному пути. Мультян Троясте, ла мультян. Мультян Троясте, мультян Троясте, ла мультян. Мультян Троясте, мультян Троясте, ла мультян. Mulțiani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți.